Dragii mei, îngăduiți-mi în această dimineață, înainte de orice, să-mi exprim mulțumirea și aprecierea pentru invitația pe care mi-a făcut-o, frate rector. Apreciez faptul că acest parteneriat, început cu 10 de ani în urmă, continuă și crește în intensitate și felul în care, cu mutualitate, ajungem să ne revedem din când în când, e expresia prețuirii, a dragostei și a felul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat până aici. Salut cu tot respectul pe fratele Viorel Iuga, președintele Uniunii, pe toți ceilalți invitați, oficialități și în mod special pe dumneavoastră, frați și surori, și îngăduiți-mi să vă aduc cele mai alese gânduri și salutări sfinte din partea asociației noastre în America, în Statele Unite, sigur, Canada și chiar până în Australia, frați și surori de aceeași credință, colegi păstori, au încredințat în orice ocazie în care ajung să transmit cele mai alese gânduri de considerație, prețuire pentru cei din România și în mod special în această ocazie instituției din care mulți dintre noi am plecat în lucrare, Institutul Liturgic Baptist din București. În numele bisericilor din asociație, în numele executivului, vicepreședinților în mod special, bisericii dragi din area San Francisco, de unde vin, vă felicităm și vă dorim din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost lucrarea Institutului o lucrare de succes de-a lungul acestor 100 de ani. Asemenea, fratelui Iuga, și eu am stăruit în a căuta răspunsul acestei întrebări. Cum am putea măsura acești 100 de ani de lucrare? Dacă ar trebui să tragem linia aici, nu e decât un punct și o virgulă pe care o așezăm în istoria acestei lucrări, a fost până aici lucrarea lui Dumnezeu prin noi și prin mâinile noastre și mai ales a celor care au educat generații de slujitori. A fost o lucrare de succes și atunci când vorbim despre succes, îl măsurăm diferit. S-ar putea ca longevitatea acestei școli și acestei lucrări extraordinare să fie o etichetă pe care o putem așeza asupra succesului de care a dat dovadă această lucrare. Și sigur că a fi longeviv înseamnă, mai ales în contextul atâtor schimbări și cu viteza la care se întâmplă schimbările și astăzi, am putea spune, da, succesul putem măsura și prin acești 100 de ani. Să fii consecvent, să fii fidel, să fii credincios unei chemări și a unei lucrări, e dovada unei binecuvântări pe care Dumnezeu a dăruit-o și a unui succes pe care îl măsurăm în această credincioșie. Ori cred că succesul acestei lucrări, acestei școli, e dat tocmai de credincioșia celor care au fost chemați în lucrare și chiar în vremuri mai puțin bune și cei care ați citit și știți câte ceva din istoria bisericilor baptiste în România, a școlii acesteia în mod special, au fost ocazii în care părea atât de săracă lucrarea și școala, încât aveai sentimentul că mai devreme sau mai târziu se va închide. Și probabil chiar în perioada aceea, când erau, ce știu, 3, 4, 8 seminariști, ce mai puteam aștepta? Și atunci când poate, unii dintre noi ne așteptam la mai puțin, Dumnezeu a dăruit incomensurabil. Și ceea ce s-a întâmplat după 90 și măsura acestei binecuvântări în România, apreciată de domnul ministru mai devreme, sunt și eu și atâția dintre noi care după 89, fără nicio îngrădire, fără nici un dram de teamă, am pășit pe scările sau în curtea seminarului mai întâi și apoi pe treptele acelei școli, dorind din toată inima ca Dumnezeu să ne folosească și să fim folositori. Dar m-am gândit nu pentru nu de puține ori ce ar fi fost dacă cortina de fier a comunismului ar fi căzut. Oare aș fi avut același entuziasm, aș fi avut același curaj sau aș fi rămas obscur în anonimat încercând să fiu din garda secretă a Mântuitorului. Admir și spun binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toți cei care cu foarte mult curaj de-a lungul acestor ani au rămas credincioși chemării. Și ori de câte ori simt greutatea sau povara acestei lucrări, mi-aduc aminte de felul în care Dumnezeu cântărește succesul unui lucrător sau unei lucrări și uitându-mă la Ieremia și la lucrarea lui de o generație cu, am putea spune, rezultate puține, un om care a predicat, a vorbit atât de clar, atât de apăsat și totuși ascultat atât de puțin și persecutat pentru felul în care a așezat lucrurile lui Dumnezeu în generația lui, am putea spune că Ieremia n-a fost neapărat un lucrător de mare succes.
Însă, în ochii lui Dumnezeu, cred, Ieremia rămâne de mare succes și a fost o mare binecuvântare pentru generația lui și pentru cei și pentru noi astăzi, pentru credincioșia cu care au continuat să stea în ascultare de Dumnezeu. Oricea ce am văzut în școala aceasta, înainte de momentul 89, după 89, iată-ne la 30 de ani distanță de libertăți, am văzut oameni și am întâlnit oameni care au trăit cu credincioșie chemarea pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Și dacă prin furtunile vieții sau prin furtuna acestui secol, nu? Vorbesc de secol de existență teologică, acestui seminar, acestei școli de grad universitar acum, au fost, spun, situații în care unii au fost descurajați. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că au rămas oameni credincioși care să ducă mai departe această lucrare. Cred din toată inima că măsura succesului în această lucrare, în viața lucrătorului, e dată nu doar de credincioșie, ci și de râvnă, de pasiune. Poți să fii credincioși lui Dumnezeu, însă fără entuziasm. Și dacă îmi doresc ceva pentru generația noastră, a lucrătorilor de azi, e ca Dumnezeu să înflăcăreze în fiecare dintre noi chemarea. Putem să fim credincioși lui Dumnezeu cu apatie sau cu poate indiferență, uitându-ne la trecerea timpului, admirând ceea ce a fost în trecut realizat, dar cred că entuziasmul e ceea ce mi-aș dori să revăd în viața mea, în viața bisericilor în America, vorbesc de cele românești, Canada, Australia și sigur aici în România, absolvenților. Dacă ei să le doresc ceva în această zi, e ca Dumnezeu să îi binecuvinteze cu credincioșie și râvnă. Pasiune, entuziasm. Și cu siguranță lucrurile vor arăta altfel. Mă uit la Mântuitorul Hristos, e modelul nostru suprem, alături de toți ceilalți. Și spun, rămâne și în materie de credincioșie, în felul în care a făcut ceea ce vedea pe Tatăl făcând, și în materie de pasiune pentru lume pierdută, în ascultare totală de Tatăl. Cum ne măsurăm noi succesul în America, aici, în schimbările care sunt atât de radicale în ultima vreme, în orizontul care nu pare tocmai atât de generos nici în partea apuseană a lumii, știu și nici aici în România. Cred că succesul nostru va fi măsurat în viitor de credincioșia pe care o arătăm față de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, de entuziasmul și curajul cu care vom merge mai departe și sigur în ascultarea aceea de Domnul Hristos în orice circumstanță. Vă doresc din toată inima aici, în România, le doresc colegilor mei în diaspora, fie că aici, în proximitatea Europei de vest sau dincolo peste ocean, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un har special în aceste vremuri și ca înaintașii noștri să rămânem din aceia care dăm dovadă de demnitate în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Încă o dată vă mulțumesc, dragilor, fiți binecuvântați și cu toată bucuria vă invităm, așa cum o facem mereu, la convențiile noastre anuale peste ocean și în acest an la Chicago, a cărei gazdă e biserica păstorită de bunul meu prieten Adrian Neiconi, spun Domnul să-l binecuvinteze. În numele Domnului spun el, preanaltul părinte, să fie binecuvântat în veci. Amin.